Salutare prieteni, sunt AG Football și iată-ne la un nou episod din cariera cu AS Monaco. Data trecută ne-am calificat în sferturile Champions League după ce am făcut 1-1 cu Tottenham în retur, după ce în tur bătusem iată aici cu 2-1, astfel echipa noastră s-a calificat mai departe, iar în optimi, în sferturi mă scuzați, o vom întâlni pe PSG. Astăzi ne concentrăm din nou pe Ligue 1, acolo unde avem meciuri de jucat. Avem partidă cu Caen, care Caen deși este pe locul 17, joacă acasă, deci noi jucăm cu ei în deplasare, ceea ce înseamnă că știți și voi că în simulare dacă joci cu o echipă în deplasare, oricât de slabă e, sunt șanse foarte mici să câștigi acolo, așa că din acest motiv voi juca această partidă, o voi juca, nu o voi simula, voi încerca să trimit cel mai bun 11 posibil. Văd că doar Falcao pare mai obosit, nicio problemă, Musa îi va lua locul, Bakayoko și Fabinho par ok, totuși Bakayoko va fi înlocuit cel de... Au lăsat cam uitat că Sanchez e accidentat. Nu, atunci va rămâne Bakayoko aici. Jamerson va fi înlocuit de Glick, CDB va fi înlocuit de Cancelo, iar Grimaldo va veni aici. Lemar și Dembele pe flancuri. Și haideți să înceapă meciul. Primul meci din acest episod este Caen Monaco. Ne aflăm la Caen, iată, plouă torențială pe stadionul formației în roșu și albastru. Ceva bun pentru Fabinho. Fabinho are balonul, Fabinho șutează, Vercutră este însă la post. Musa îl vede pe Mbappé, Mbappé o prioare cam largă, totuși Mbappé se descurcă cum trebuie și deschide scorul 1-0 Monaco, minutul 19, iată, tânărul de doar 19 ani cu numărul 29 pe tricou, servit perfect de Ahmed Musa, își prea puțin cam larg balonul, însă cu toate astea se poziționează bine și îl învinge pe Vercutră, al 9-lea său gol în prima ligă franceză. Lemar, Lemar la Fabinho, Fabinho la Bakayoko, Bakayoko 2-0, înscrie și tânărul Timothy Bakayoko și iată, își cere scuze fanilor de la Monaco, de la Caen, pentru că ei le învingem prea ușor echipa, se face 2-0 deja și eu zic că conturile par deja încheiate, iată pe Bakayoko foarte liber găsit și catapultează mingea în plasă. Contraatac foarte bună, Fabinho. Fabinho îl vede pe Thomas Lemar se întoarce. Thomas Lemar 3-0. Frumos acest gol. Foarte frumos. Înscrie și Thomas Lemar și victoria este deja categorisită în contul nostru. Priviți ce frumos este servit Lemar. Foarte frumos trece aici de un fundaș și o finalizare cu un finish shot în plasă. 3-0 pentru noi, bine frate. Un pas bună. Shoot și scoate, iată, Subasic. Putea fi 3-1, însă Subasic are o intervenție bună. Musa trece și face 4-0. Oh my god, fraților. Bă, n-am schimbat dificultatea. Ați văzut și voi când a început meciul. Suntem pe legendari. N-am schimbat dificultatea sau ceva, dar pur și simplu cei de la Caen joacă deplorabil astăzi. Adică nu suntem pe professional sau pe oricum, suntem pe legendari, însă joacă foarte prost ăștia. Și Musa face 4-0. Nici măcar nu-ți mai vine să te bucuri când ai atâtea goluri în față, știți? Adică pentru acest motiv mă vedeți așa de relaxat. Și pe Dembele pentru Fabinho. Fabinho se întoarce, Fabinho să nu poate să prindă și cadrul porții, nu poate să facă, să facă 5-0. Musa pasă bună la Mbappé, body fend și este bara lui Mbappé, putea fi 5-0 aici. Lăsat, pas la lui, centrea lui și un șut din prima, iată, o fază construită ca lumea de ce de la Caen. Ușor care m-au ajutat să mai menajez din titulari, care iar este o chestie bună, iată la cum pe Dembele trece, șutează, este blocat Dembele. Mai punctez la impresia artistică. Hai mă, Musa oare va scrie Musa? Da, Musa înscrie și este 5-0. Cred că facem scorul campionatului. Nu știu dacă am mai marcat vreodată 5 goluri într-un match în acest sezon, dar nu cred că am mai marcat. Înseamnă că ăsta este scorul campionatului. Iată fraților, recital de goluri astăzi în această partidă. Un meci frumos, un veritabil recital de goluri. Ahmed Musa punctează și el pentru 5-0 și pentru al 5-lea său gol stagional. Iar meciul ăsta s-au avut și ghinionci de la Caen și meciul se termină cu un 5-0 pentru AS Monaco. O victorie fără dubii. Am dominat clar partida, am dat și 5 goluri. Ce mai vreți, fraților? Ce mai vreți? O victorie frumoasă, un meci spectaculos, fraților.
meci frumos, ia să vedem ce a făcut și PSG-ul, cum va trebui să avansăm destul de multe zile. Am trecut în fruntea clasamentului, însă PSG are două meciuri mai puțin jucate. Pe Badiașil cred că îl voi vinde totuși. Și Musa vrea să joace. Bă, Musa, eu te-aș juca, dar nu știu cum vine meciul cu... Da, te voi juca, pentru că meciul cu PSG mai e până la el. Voi juca și pe Musa, voi juca și pe Bakayoko, voi juca și pe Renato Sanchez, însă Fabinho va fi cel... Va fi marele absent al echipei. Noi jucăm în alb și roșu, ei joacă în acest albastru închis. Hai să schimbăm pe Fabinho cu Renato Sanchez. Cannot be substituted. Păi n-ai zis, mă, că you are okay to play? Poate vrea să vină de pe bancă. Probabil da. Îl voi lăsa de pe bancă atunci. Hai să-l băgăm din nou și pe Glick. Și băieții, cam asta este echipa. Să înceapă AS Monaco Saint-Étienne. Ne aflăm pe stadionul Ludo după victoria strălucitoare 5 la 0 cu Cansolne. Shoot pasă și shoot din prima, mingea lovește bara, șansă imensă pentru Saint-Étienne. Pas dau se încheie și din păcate Saint-Étienne deschide scorul până la urmă la această fază. O centrare și apare foarte bine la lovitura de cap Cornier apare foarte bine și punctează pentru 1 la 0. Musa. Fabinho. Iată-l pe Mbappé acum. Kylian Mbappé ratează fantastic Mbappé aici. Hai, mă, Bakayoko. Musa. Musa, trece Musa și este penalti. E penalti fără discuție, Ahmed Musa. L-am văzut pe arbitru ezitând totuși. Ceea ce demonstrează încă o dată cât de împotriva noastră sunt celelalte echipe. A fost fault fără discuție aici la Ahmed Musa. Însă arbitrul a stat să se gândească atenție până să ne acorde penaltiul. Ceea ce îmi dă de gândit din nou, mă rog. Va bate Fabinho, da, are 88 la penalti Fabinho. Sper să o bage în poartă. Fabinho, nu ratează Fabinho. Este 1 la 1, am bătut fără săgeată. Deși mi-e puțin frică să bat fără săgeată. Am zis, bă, frate, trebuie să bat fără săgeată tot timpul, pentru că așa... Așa pot progresa și la acest capitol al penaltiilor. Și Fabinho îl trimite pe Rufie în partea cealaltă și șutează bine. Totuși are 88 la penaltiuri. Era greu să nu prind cadrul porții și se face 1 la 1 între Monaco și, și Saint-Étienne. Mendy. Tot pe Mendy. Mendy avansase bine și obține cornerul Mendy. El e aplaudat. Încercarea fundașului nostru. Centrarea nu era Diop sau Fabinho, nu știu exact ce era cu capul. Fabinho prea frumos și eficient. Fabinho face 2 la 1. Ce frumos combină. De fapt, nu ce frumos combină. Ce frumos lucrează Fabinho la această fază. Ce frumos driblează și ce frumos finalizează. Asta e Monaco, este un avantaj. Iată-l pe Fabinho aici. Niște meciuri de antrenament și cel cu Cannes și mai ales acesta cu Saint-Étienne. Perfecte. Aceste meciuri de antrenament pentru ceea ce urmează în Champions League. Iată Fabinho cu o dublă astăzi. De unul singur Dembele. Mbappé. Mbappé! Puțin pe lângă poartă. Puțin deloc. De tot pe lângă poartă. Sau poate nu totuși, pentru că iată pe noi recuperăm foarte bine. Pasă la Musa. Ahmed Musa trece de adversarul său. Ahmed Musa în drumul spre gol. Însă ratează Musa. Incredibil. Musa aproape să închidă meciul la această fază. Însă șutul său se duce pe lângă poarta lui Rufie. 8 la 2 la șutul totuși. Hai, mă, Musa. Du-te, Musa. Nu mi-au viteză adversarii. Însă Musa e de la o parte. Final de meci. Victorie, dragi prieteni. Pentru noi 2 la 1 scor final. Dubla lui Fabinho după ce Saint-Étienne nu a deschis scorul. Decide această partidă. Nu văd ce a făcut și celelalte contracandidate. Nu văd ce a făcut PSG-ul. Echipa principală noastră contracandidată pentru titlu, însă cu siguranță ne-am consolidat cu aceste victorii locul de Champions League. Ia să vedem, PSG-ul își pierde unul dintre meciuri și în aceste momente, dragilor, PSG-ul mai are, dacă și-a câștigat meciul direct, ar mai avea doar 2 puncte în fața noastră, așa că lupta pentru titlu de campion a Franței se menține foarte, foarte interesantă, dragi prieteni. Iată lui Chevalier crește ball control-ul și agilitatea, timp ce Mbappé ajunge la 88 finishing. Și la băieții, cam asta a fost într-un acest episod. Data viitoare avem manșatur a partidei cu cei de la PSG în UEFA Champions League. Uitați-o, vine după meciul cu Angers, vine meciul cu cei de la PSG. Mânca peste două episoade să avem returul cu PSG, băieții.
Două meciuri senzaționale de Champions League care ne pot trimite în semifinale, exact ca în viața reală. Fraților, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să dați un like la acest video și să-l distribuiți pe Facebook dacă v-a plăcut. Eu am fost AG Football. Acesta a fost episodul din Calea cu Monaco. Ne vedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune. La revedere!